Multe căi se par plăcute omului, dar toate duc la pierire. De când sunt mic, m-am găsit fiind agnostic. Știam că există ceva divin, dar nu știam ce. Mă întrebam, există oare ceva care mă cunoaște pe mine și cunoaște tot ce fac și cunoaște gândurile mele? Când am ajuns să vreau să-l descoper cine este acest divin, am avut două opțiuni. Îl știam pe Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul Iahve, și am auzit de la mama, care a fost în Turcia, de un Dumnezeu Allah al musulmanilor. Dar la Clubul Copiilor am descoperit pe Dumnezeul Bibliei și că Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu al dragostei și un Dumnezeu al dreptății. Și până atunci căutasem să mă împlinesc prin alte moduri, dar toate duceau într-un drum mort, un drum care se termina. Și dacă ne uităm peste tot în lume, vedem că singurul drum viu care mai este până în ziua de astăzi este Iisus, care Iisus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Și Iisus, care a murit, a înviat și El este singurul mod viu în care putem și noi să fim vii în El. Și vă încurajez pe toți tinerii să vă dedicați tinerețea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate face minuni și El lucrează până și în ziua de azi.